Se mândresc că sunt români și poartă cu mândrie tricolorul. De Ziua Națională a României, bălțenii au mulțumit tuturor oamenilor de peste Prut pentru sprijinul acordat Republicii Moldova. Locuitorii spun că, fără România, am fi dus-o mult mai greu, iar acest an a demonstrat încă o dată că prietenul la nevoie se cunoaște. În primul rând, eu mă mândresc că sunt român. De mic copil m-au educat părinții că suntem români. Și România a făcut foarte mult pentru noi, a investit foarte mulți bani în cultură, în economie, în agricultură și ei sunt frații noștri. Patria noastră e România, aici e România, pământ românesc. Tuturor românilor numai bine, pace și să nu mai ajute câte o leagă dacă pot, că eu sărace din gura copiilor lor. Îi felicităm și le dorim mult sănătate și prosperitate. În ultimul timp, eu și tot a făcut. Fără ajutorul ei, noi ne pierdem cu totul, absolut. De 89 încoace, tot a făcut pentru România, pentru Moldova. Dar românilor de pretinde, ne dăm sănătate, pașii, prosperitate. Să aibă noroc țara noastră să unească, țara mamă. Mai degrabă, mai repede, cât mai repede. Ну, они нам помогли в энергоресурсах. Я за это очень должен быть благодарным. Кроме этого, у большой половины молдаван есть румынские паспорта, и люди благодаря этому зарабатывают деньги и присылают их на родину сюда. Всех благ, мы им очень благодарны, и если будет какая-то возможность помочь им, я думаю, мы обязательно им поможем. Tuturor românilor le doresc prosperitate, să fie așa cum a fost tot timpul lângă noi, alături cu susținerea care au avut-o, să ne susțină mai departe și le mulțumim foarte mult pentru tot ce a făcut. După câte știu, foarte multe proiecte au chiar și drumuri, chiar la universitate. Știu că sunt foarte multe, cum se zice, proiecte care ajută studenți. Fericire, prietenie, libertate, năstare și tot ce doresc. Tot binele.